În timp ce pe litoralul românesc bate vântul, Poiana Brașov stă ceva mai bine la capitolul turiști. Oamenii s-au refugiat la munte în fuga lor de temperaturile extreme din marile orașe. Mulți au profitat și de voucherele de vacanță, așa că au dat fără regrete bronzul de mare pe cel de munte. Stațiunile montane sunt la mare căutare atât iarna cât și vara. Poiana Brașov are toate ingredientele pentru un loc de vacanță all season. În mijlocul verii este forfotă mare de turiști chiar și la orele amiezei. Oamenii se bucură de răcoare și de aerul curat. Mulți dintre cei care au mers la munte au profitat de voucherele de vacanță. Am venit cu vouchere, da. Am venit în familie, drăgălați. Mergem cu telegondola, copiii în parcuri, parcurile de distracții. Tot ce este pentru copii, totul pentru copii. Ne place Poiana Brașov, cred că este a treia oară de când venim aici. Primblăm, pur și simplu. Ne place mai mult vara decât iarna. Preferăm vara. Poiana chiar oferă o grămadă de oportunități de a-ți petrece timpul liber, bicicletă, downhill. Dacă nu poți downhill, să te plimbi, să vizitezi împrejurimile. Hotelierii de la munte spun că au un grad de ocupare chiar și de 80% în această perioadă. Putem spune că aceste vouchere și-au țintit scopul de a atrage mult mai mulți turiști în România. Am avut weekenduri chiar cu 60% plătitori cu vouchere ca număr de clienți. Camera începe de la 430 de lei și poate să ajungă la 490 de lei cu mic dejun inclus. Drumețiile, plimbările cu bicicleta, ATV-ul sau trotineta, tirul cu arcul sau echitația sunt doar câteva dintre activitățile preferate de turiștii care aleg să-și petreacă concediul la munte.